Pentru că ați avut cunoștință la ședințele pe comisii făcută de către Marcel, cel care e conducătorul clubului de karate din Ortenița, pentru a-i susține din punct de vedere financiar în vederea deplasării la Florida, da, la un campionat. Ce este? Europea? Europea, da. Suma necesării participării la aceste campionate este de 3.000 de euro, având în vedere posibilitățile financiare de resurse de care dispune, apelând la dumneavoastră pentru a susține financiar o parte din această acțiune. Acum noi gândesc că ar trebui de principiu să vedem dacă decidem să îi susținem financiar și ulterior să decidem cu ce sumă. Cine-i pentru a-i susține acest demers? Împotrivă? Cu privire la sumă, dacă sunt propuneri, eu cred că ar fi trebuit să vină cu niște, eu știu, prețuri de... Eu am un singur amendament la toată povestea asta. Faptul că ei activează pe un club din București. Lucru care pe mine, unul personal, ca primar, așa, mă deranjează, dacă vă aduceți aminte, una din cerințele importante care le-am spus lor, este să găsească o soluție să activeze. Gândiți-vă, Consiliul Local poate să ajute Oteniței, dar nu poate să ajute Bucureștiul de pe alt teritoriu. Deci, mare atenție să nu... Mă gândesc că să nu reați aici cupele, să nu reați cupele și să fie ca la nivelul acelui club de unde într-un club pe care vor să se întâlnă aici, să aibă alte, mă rog, alte avantaje pe ei de sport, pe ei de... Nu, eu nu, să nu trăiască cineva cu impresia că eu personal am ceva împotrivă, Doamne ferește, nu. Din punct de vedere al legislației, trebuie să fim foarte atenți, ei activează la un club care este în București. Acolo au găsit, da? E bine să-i ajutăm, pentru că toți sunt ortenizeni și e firesc, sunt concetățenii noștri, mai ales că fac parte dintr-o categorie de strânsă de ortenizeni care ne fac cinste și ne promovează numele măcar orașului în străinătate, să-i ajutăm. Dar încă o dată să le punem o condiție ca următoarea, dacă vor mai fi ajutoare, să vină pe Ortenița. Că așa e corect, banii publici din Ortenița să ducă pe Ortenița. În prezentarea acestor campioni, domnul Paraschiv la comisie, a spus că am întreprins toate diligențele și urmează foarte rapid să treacă. Încă o dată, repet, la data când noi facem discuție, lucrurile, ca și acea hotărâre de guvern, este... Dacă vom aproba, probabil că vom aproba punctual pentru acești copii care se vor deplasa la Turcia și la... Nu, pe ce? Deci, ascultați-mă. Hotărârea a trebuit să fie nominal pentru cei care sunt acolo, da? Paraschiv să ne dea și noi să spunem că suma asta, împărțită în mod egal, se va duce special pentru acești copii. Da. Și nu e, când le-am dat data trecută? Dacă am dat 2.000, să dăm tot 2.000, că nici bugetul local. Acum, știți care e treaba? Chiar dacă bugetul nostru este în colaps, nici 2.000 de euro nu ne mai facem oameni. Adică nu mai putem să punem să ne salvăm cu 2.000 de euro. Așa că măcar să-i ajutăm pe copiii ăștia să pleci. Deci, eu unul personal sunt de acord cu 2.000 de euro. Cine-i pentru propunerea domnului primar cu 2.000 de euro? Împotrivă? Să-mi fie cineva?